matemática, todo, biologia, tudo aí posso dizer. Română. Peste 2000 de absolvenți nu au reușit să promoveze examenul maturității în sesiunea de vară. O parte dintre ei a privit ca ultimă șansă ajutorul de șomaj, în cazul în care nici în sesiunea din toamnă nu vor avea noroc. Perioada în care tinerii își puteau depune actele pentru obținerea indemnizației de șomaj s-a încheiat ieri. Majoritatea celor care au picat bacul în vară și-au depus actele pentru șomaj, cu toate că au mai încercat odată în sesiunea de toamnă. Ei trebuie să știe totuși că dacă vor lua acum bacul și vor urma o facultate, vor pierde dreptul la indemnizația de șomer. În aceeași situație sunt și cei care în perioada de 60 de zile de la finalizarea formei de învățământ reușesc să se încadreze în muncă sau să realizeze venituri mai mari de 500 de lei. Peste 1000 de absolvenți și-au depus dosarul pentru șomaj în județul Mehedinți. Până ieri, un număr de aproximativ 1040 de absolvenți și-au depus acest prim dosar de șomer neindemnizat. Marea majoritate, aproape toți, sunt absolvenți care nu au luat examenul de bacalaureat și-au depus acest prim dosar, iar din acest număr de 1040, cam 60-70 de absolvenți sunt absolvenți cu studii superioare care au terminat facultățile și au depus acest prim dosar de șomer neindemnizat. Există facilități și pentru angajatorii care dau o șansă absolvenților, dar și pentru tinerii care reușesc să își găsească din șomaj un loc de muncă. Astfel, dacă se înscriu la timp în evidențe, statul le plătește absolvenților care se angajează pentru mai mult de un an o primă de încadrare de 500 de lei. Le mai adaugă la salariu câte 250 de lei pe lună până când s-ar fi terminat ajutorul de șomaj. Și patronii primesc pentru absolvenții pe care îi angajează între 500 și 700 de lei pe lună timp de un an. În plus, sunt scutiți de plata contribuțiilor la șomaj pentru ei. Indemnizația pentru șomaj pentru absolvenți este de 250 de lei și se acordă timp de 6 luni.